Așa e, mă? Vrei să demolesc asta? Da. Păi și ai autorizație de la primărie cu ștampilă? N-am. Păi și atunci? Și atunci ce? Scuze-mă puțin. Casa este a mea? E. Terenul este al meu? E. Păi și atunci ce vrea primăria de la mine când eu vreau să-mi dărâm casa? N-am înțeles. Că așa e legea, mă, Celentanu. E, uite că eu am altă lege. Dacă soacra mea, care e curița ei, vrea casă cu etaj, eu casă cu etaj îi fac. Așa e, vrei? Vrei casă cu etaj? Păi la ce-ți trebuie? Știi cât îți ia să faci curat? Te țin pe mata picioare să te uși toată ziua bună ziua la scări? Păi eu vreau, nu eu vreau. Auzi, mă, că nu vrea. Domn primar, păi nu soacră sa aia veche vrea, soacră sa asta nouă. Care soacră nouă? Eu. Tu ești noua soacra lui Celentano? Da, îmi pare bine. Până când moartea ne va despărți. Mulțumesc, Iustie, doamne, că în satul ăsta nu te plictise niciodată. Hai, deschide ușa că vreau să intru. N-am înțeles. Adică în ce calitate vrei tu să intri la mine în curte? În ce calitate? Păi dacă Gina este soacră ta, vreau și eu să te felicit în calitate de unchiul mătușii vecinului fratelui surorii din Cartea Cărților. E bine așa? Așa, da.